Salutare! Salutare, fraților, bine v-am regăsit! Astăzi facem un vlog la ziua mea și sunt aici cu toți prietenii mei! Și o să mai filmăm mai târziu după ce mâncăm tortul! Fraților, tortul! O să vă las câteva poze cu el pe ecran și o să vă las și niște poze artistice cu bucata asta! Fraților, nu am mai lăsat pozele artistice pe ecran. Le-am pe Instagram, puteți să le vedeți. Da, puteți să le vedeți dacă vreți. Dacă nu, nu. Instagramul meu e Vlad27VLD. Puteți să vă uitați dacă nu vreți să vă uitați la ele, nu vă mai uitați. Vă las cu clipul. Fraților, uitați cum e aici. E și Ramona 21 pe vlog. Ba da, te filmez. Am filmat. Uitați cum fulge, dar... Și ai și Mihnea 21. Și ce frig. Mihnea, salută vlogul, salută vlogul. Salută Mihnea vlogul. Salut, fă-i salut. Uitați cum face afară, deci voi nu vedeți, dar uitați. Deci face atât de rău. Te pun pe vlog? Uitați, el e Leo. Dacă vrei, îți pun canalul în descriere. O să am un canal, dar peste câțiva ani. Peste câțiva ani să-i dau subscribe lui Leo, da? Leonardo o să mă cheme, cu siguranță. Cum? Ce zoom ăsta, mă! Bine, fraților, haide că no. Mai stăm și noi un pic și pe mai vorbim și mai facem. Și avem un simbol, da? Simbolul ăsta. Din păcate nu am mai vorbit cu Leo, dacă vrea să-i pun Instagramul în descriere, așa că am hotărât să nu îl pun, deci da, vă las cu vlogul. Da, fraților, știu că era cam hărmălaie acolo, dar am terminat petrecerea, s-a pus ploaia și nu mai aveam ce să facem, am stat pe acolo și cam atât și nu știu ce făceam cu fețele astea așa, dar în fine... Vreau să vă arăt și vouă ce am primit eu la ziua mea. În primul rând vreau să vă arăt această minge care este spectaculoasă. Mulțumesc lui Leo. O să-i las Instagramul în descriere. Leo e băiatul care mi-a dat această minge care l-am pus și în vlog. Haideți să filmez cu camera de spate ca să se vadă mai bine și ca să pot și eu mai bine să filmez. Ok, deci în primul rând avem această... minge foarte drăguțică, foarte drăguțică, pe care noi am scris, mi-a dus și un marker în care pe cu care am scris semnăturile noastre, astea lui Mihnea, astea lui sora lui Leo, niște semnături așa mai așa, astea lui o fată la karate, aici o fată la ziua mea care și-a pus gen numele și la mulți ani. Andreea. Na. Dulusca. Daria, cred, nu știu. Nu știu ce e aici. Nu știu ce alucinii sunt asta. Asta e a mea care o strească să mi-o mai schimb și eu. Ce ziceți? Este, wow, este spectaculos. Spectaculoasă această minge. Îmi place foarte mult. Și îi mulțumesc lui Leo. Și mi-a dat și un plic care am dat de la acum vreo oră. Și mi-a dat și 100 de lei. Deci îi mulțumesc foarte mult pentru bani și pentru chestii. Și da, hai să mai trecem la alte chestii. Am mai primit o mașină să cu baterii de la Ștefania și de la Ramona 21. Le mulțumesc foarte mult pentru această mașinuță, pentru că, nu știu, mi-a venit dorul fix acum, știu, am 10 ani și mă joc cu mașinuțele, dar în fine, bine, mâine fac 10 ani, dar asta e partea a doua, cu această telecomandă, mi-a căzut bateria pe jos. Și din această chestie, să se focalizeze, să se dau eu pe...
ce nu focalizează. Din acel buton din mijloc poți să deschizi efectiv ușile. Poți deschizi ușile de la mașină. Bă, ce rău, de nu focalizează, gata. Asta este cutia. Avem aici off-road vehicles. Deci, da. Avem această bluză tot de la asta, de la Ștefania și Ramona. Foarte frumoasă, are și eticheta aici. Dădui efectiv, deci acum când dădui să focalizeze pe ecran, dădui cu nasul. Dădui cu nasul să focalizeze. Da, este foarte frumoasă. Îmi place. Chestia este că nu prea-mi vine. E prea mică și burta mea e prea mare. Prea mică. Scuzați-mă că m-am stampat așa urât făcut. Și burta mea e cam mare. Na, ce să-i faci? Cât să fă, n-ai cât să fă. Dar, na, mulțumesc pentru ea. Poate-mi vine, n-am încercat-o, nu știu, poate-mi vine. Poate-mi vine. Pe spate e neagră și, da. După aia avem acești pantaloni de la bunicul meu, care îmi plac foarte mult. Are aici calul, un calpel, nu știu la ce firmă este, chiar nu știu. Cam așa sunt. Așa. Bunicul care mi-a făcut John Cornea, nu Ion Cornea. Bine, pe el îl cheamă Ion Cornea, dar lumea zice, adică așa îl cheamă pe Facebook, John Cornea. John Cornea. Trebuie să scrie și el J-H-O-N Cornea. Și cu această bluzică, cu acest tricou, scuze, cu black and white. Black and white și nu e niciun black. E mai închis pe filmare, stați un pic să șterg un pic camera. E mai închis pe filmare acest albastru, e mult mai închis. Bine, nu chiar mult mai închis, dar e mult mai închis, dar este un albastru mai închis un pic. Cam cum sunt pantalonii ăștia, da, cum îi vede, să vei pantalonii ăștia pe ăsta, pe filmare. E și bluza în realitate. Deci, da, îi mulțumesc. Este oamenilor banii, ceea ce le mulțumesc și lor, pentru că banii care o să fie o mare parte din ei, adică toată partea din ei o să fie pe calculator, din câte cred, și le mulțumesc foarte mult pentru bani. O să mai pun și eu, că na, nu mi-ajunge, e 27 de milioane calculatorul, vreau să-mi iau Vikingul, dacă e Vikingul de 27 milioane e la reducere și da, ce pot face? Cred că o să vă mai țin la curent un pic azi sau dimineață când e chiar ziua mea și deci da, cred că o să vorbim dimineață, BRB, până dimineață, pa, pa, noapte bună! Acolo am vrut să zic majoritatea oamenilor o să-mi aducă bani, mi-au adus bani, deci da. Fraților, oficial am făcut 10 ani acum o jumătate de oră și este ora 12:35 și da, haideți să vă arăt și vă ceasul. Este a doua zi. Deci, da. Mulțumesc tuturor care s-au abonat la canalul meu până la vârsta de azi. Am făcut 10 ani, m-am apucat de YouTube la 8 ani. Deci, da. Aproape fac 2 ani de YouTube. Mai am un pic și fac 2 ani de YouTube. Și, wow, asta mă impresionează. Și, da, fraților. Nu am părul făcut pentru că eu sunt în pijama lefe. Așa mă îmbrac, pantaloniți de pijama și tricoul, am tricou. Și da, fraților, eu stau în pat până la ora nu știu cât. O să vă mai țin la curent după aia și după aia cred că o să închidem episodul. Rocky cel mare care nu-l ating, că nu vreau să mă mai spăl pe mâini, care îi facem vaccinul acum.
Al treilea vaccin. Și eu țin de fiecare. Și eu țin de bot. Ia țin de bot. De bot, de bot, de bot. Ca să nu muște. Wow! Schela e un pic gata, găi. Mai trebuie unul. Mamă. Lirochițel mic are pe el doare. Dar de fapt e mare, dar el e mic. Taci. Rocky. Gata, Rocky, gata. Gata. Gata, bravo, Rocky. Bravo, Rocky. Bravo. Hai, hai să mergi la treabă. Marș. Cred că-l doare. Marș, ei. Gata, ieși el mic. Bătrân sunt, am făcut un deceniu. Sunt foarte bătrân. Am făcut un deceniu și mă simt foarte bătrân la un deceniu. Vreau să spun că mă simt la un deceniu ca la... aproape ca la niciun deceniu, dar na, mă simt tot la fel, numai că parcă tot simt un pic că sunt mai bătrân decât am fost acum 50 de minute. Da, și acum o să mă întorc la treburile mele, la lecturatul și la berceau. Fraților, deja au trecut 4 zile de la ziua mea. Și da, cred că o să închid aici vlogul pentru că na, a durat, a fost încă multe zile, adică au trecut 4 zile, nu 4 zile, 3 zile au trecut la ziua mea și de când am făcut-o, de când am a venit, de când am făcut și vlogul, au trecut 4, pe 27 ziua mea și pe 26, pe 26 am... mi-am aniversat-o, aici sunt și eu cu cărțile mele, vreau să-mi fac temele și o să mi le fac. Dar, fraților, eu cam aici o să închei acest vlog. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și noi sigur ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Fraților, am uitat să vă menționez că n-am mai postat din cauza școlii pentru că am încercat să mă axez cel mai mult pe școală, nu, bine, da, cel mai mult, vă recunosc, pentru că vreau să învăț bine, să iau note bune și vă spun că de acum încerc să postez cât de mult posibil, dar pe eu mă vin acasă, trebuie să-mi fac temele și după teme mai stau pe telefon și chestii, n-am prea mare chef să filmez, dar promit că o să filmez cât de mult posibil pot. Ha, și da, haideți că vă las. Cam atât cu acest episod, cam atât cu acest vlog. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și noi sigur ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!